Locuitorii raionului Soroca nu trebuie să se relaxeze în ceea ce privește respectarea normelor epidemiologice. 17 persoane au fost confirmate astăzi fiind infectate cu COVID-19 la Soroca. Numărul total de cazuri anunțate astăzi în țară este de 833 de cazuri noi de infectare. Din acestea, 9 cazuri sunt de import, 4 România, 2 Turcia, Spania 1, 1 Federația Rusă și 1 din Franța. Astfel, bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 68.791 de cazuri. Din numărul total de cazuri, 53 sunt lucrători medicali, 19 medici, 21 de asistenți medicali și 13 fac parte din personalul auxiliar. Potrivit reprezentanților Ministerului de Resort privind starea de sănătate a persoanelor infectate, 849 sunt în stare gravă, dintre care 43 de pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată. 1515 au o stare de gravitate medie, ceilalți pacienți fiind în stare satisfăcătoare. Peste 600 de persoane au fost tratate și externate. În total, 7.873 de persoane sunt în tratament la domiciliu cu forme ușoare de COVID-19, iar 25.175 sunt sub supraveghere la domiciliu.